Și m-am îndrăgostit de ei. Te-am ales din milioane de femei. Anul acesta a fost ok, a trecut cu bine. Am avut grijă să nu mai trec prin momente neplăcute cum am trecut în trecut. E bine, e bine că suntem sănătoși. Așteptăm un an bun, fără probleme și fără probleme de care discutam anterior. Ce măsuri ai luat? Păi cum ce măsuri am luat? Chiar că am baricadat casa, mi-am pus sistem de alarmă, am pus camere, am luat o firmă de pază, am făcut contract de fapt cu o firmă de pază și în curte trebuie să fie cineva, un animal devotat omului, câinele. Am și doi câini de rasă și acum chiar mă simt în siguranță și chiar și atunci când nu sunt acasă am proprietatea asigurată. Zic eu, acum rămâne de văzut. N-ai recuperat din prejudiciu de data trecută nici bani, nici dinții bunicii, nimic? Absolut nimic. A trecut o perioadă cam mare și cred că aurul meu deja nu mai există deloc, probabil l-a utopit. Cu tine aș fugi în lume și nu m-aș uita înapoi. Mi-e bine, mi-e bine numai lângă tine și împărțim viața în doi. Cu tine aș fugi în lume și nu m-aș uita înapoi. Mi-e bine, mi-e bine numai lângă și împărțim viața în doi. Ai furat-o pe Vlăduța? Aoleu, nu vreau să se înțeleagă acest lucru. Acum știți și dumneavoastră, melodiile mai seamănă între ele, dar nu cred că melodia mea seamănă atât de mult încât să putem spune că am furat melodia Vlăduței Lupău, de altfel o solistă care o apreciez foarte mult și o respect așa de la distanță. Nu am avut ocazia să ne... De fapt, o singură dată am avut ocazia să ne întâlnim. Ne-am salutat reciproc. Este fina nașei mele și, cum am mai spus, o respect destul de mult și este o artistă demnă de tot respect. Refrenele seamănă destul de mult. E ca și cum cineva s-a inspirat în momentul în care ți-a făcut melodia asta sau ți-a plăcut melodia ei atât de mult încât ai zis să faci o versiune? Da, mi-a plăcut melodia. Mereu am apreciat această melodie, dar nu știu dacă seamănă foarte, foarte mult. Într-adevăr, într-un anumit loc seamănă puțin, dar nu cred că ar fi o problemă asta. Povestește-mi și despre cea de-a doua melodie. Păi am zis să fac un cadou prietenilor mei, fanilor mei, ascultătorilor mei. Aia puțin care i-am, dar cred că mă apreciază destul de mult. Și am zis să ofer una de Crăciun, una de Revelion. Chiar mai apoi urmează și alte surprize. Drumul spre inima mea, la, lai, la, e mereu în fața ta, la, lai, la. Trebuie GPS, la, 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 are doar un singur sens. De Revelion am asigurat proprietatea, cum spuneam, iar apoi m-am îndreptat către un restaurant de la mine din zona, din orașul meu. Am cântat cu orchestra mea și invitat special a fost și nașa mea, Olguța Berbec, alături de nașul Remus Novac. Am petrecut împreună, a fost o seară de excepție, oamenii ne-au apreciat, continuăm, sperăm să fim împreună și Revelion următor și nu numai atunci. Gânduri pentru 2022, planuri mărețe? Planuri mărețe pe plan muzical, bineînțeles, și
sperăm să depășim și această, să trecem peste această pandemie, sperăm să se oprească, să ne reluăm activitatea, că acum în perioada asta nu sunt foarte multe evenimente și probabil nu se mai dea voie cum speram noi alea puține să le onorăm. Dar la noi, odată cu începerea primăverii, vara până toamna târziu, activitatea noastră este intensă și sperăm să avem voie să mergem să facem oameni fericiți. Drumul spre inima mea, la la la, e mereu.